Da, vreau să vă arăt și vouă ce unelte am găsit aici. În căsuță, da? Că încă n-am făcut inventarul. O codiță de topor, asta cred că era pentru sobă, da? Jar, uite, o cuțitoaie, băi. Asta nu m-am arătat, cuțitoaia. Asta îmi place. Cuțitoaia este cuțitul cu care cred că curățeau coja de pietrunchiuri, nu? Da, și uite aici o rindea. Cred că domnul era mare meșter. Uite ce rindea imensă. Încă n-am avut așa rindea mare. E foarte veche, că e mâncată de carii. Dar oricum, faină treabă. No, sper să învăț și eu să lucru la ea. Și mai este aici un colț, uite, vă mai arăt aici un colțul ăsta. Mai este o măsuță cu tot felul de unelte pentru apicultură, cred că erau astea. Așa e. Uite, afumătoare. Afumătoare, așa e, pentru apicultură. Cred că asta avea și astea foalele. Ia să vă pot să și strâng cum să fac să vă arăt. O, dai. Da, merge, uite. Băgai acolo jar, un pic de rumegul și făceai fum pentru apicultură. Ia să văd ce e asta. Asta chiar nu știu ce e, mă credeți? Pare a fi ceva lompaș de mină, ceva, nu? Uite aici, ajustai flacăra. Aici se băga ori benzină. Ah, da, benzină, uite, pompă. Opa, cum am dibuit-o. Și încă merge. Băgai benzină. Oare pentru ce era asta? Pentru sutură sau pentru mers în mină, să ai lumină? Dacă știți, vă rog frumos să spuneți și mie, da? Cam așa arată unealta. De acolo geamurile, știu că-s faine geamurile, știu. Faină, faină sculă. Nu pare foarte veche, sper să nu cad iară prin podea. Și aici tot felul de dălți și nu se vede nimic. Trusa cu dălți. Bun. Cea mai faină piesă, după mine, este această bardă. Vedeți cum e coada într-o parte? Cred că cu asta făceau prinzile astea la casă, nu? Cu asta îndreptau ei copăcei. Ia să vedem cum e barda asta. Când am văzut-o, am zis că nu se poate să fie aici o bandă. E prea faină treabă. Uite, are și tocmai de lemn, măi, frate, și antena. Ei, ce fain. Ei, ce frumoasă e. Uite, mă, încă e ascuțită, mă. Ia să bag un pic aici, tot ținut cu picioarele, să văd taie. Ei, mamă, încă taie asta, frate. Nu știu cum să vă arăt ca să vedeți seama ce. Ce tăișare are. Auzi cum sună. Așa agață. No, faină treabă. Deci asta e cea mai faină după mine. Această bardă care stă în această căsuță. Și uite, un lompaș frumos aici. O lombă pe petrol. Asta nu mă dau așa, vând după aia, dar asta o păstrez, o țin la amintire. Mi-e plac uneltele de fier, cum ar fi asta, da? Ia să vă pot să-i pun înapoi acum. Deci așa era. Băgăm vârful aici. 1 intra și acum să legăm. Nu o să faci cu o mână toate astea, dar cred că reușesc. Bun. Bărdița este la locul de cinste. Hai să vedem ce mai găsim pe căsuță. Aici este. Vrea să fie un sertar, nu? Ii mă, că sunt, îi prinde obiecte. Hai să vedem ce o lăsa domnul după el. Sertarul cu minuni. Nu o să văd pe ce, uite bă ce foarte că frumoasă. Ei, ce ușoară, parcă nici nu ai în mână. No, ce drăguță e foarte asta. E făcută de fierar, se vede că e făcută de fierar. Cum să focalizăm pe ea, uite ce foarte că frumoasă. Uite cum se vede cum a fost făcută de fierar, vedeți, o bătut aici frumos fâșia de fier sau cum s-ar numi. Așa ușoară e, parcă zici că e plastic. Asta numai de ochelar poate fi, așa e? Ia să vedem, punem aici undeva mai în geam, să vedem un pic. Cum tot desfac eu cu mână? Parcă văd că nu e nimic înăuntru. Uite, aici este o sârmă. Ia să o sârmă afară. Nu, no, e clar. Nu e nimic aici. Hai să țin să... O să desfac. Nu, no, mă, frate, nu vrea. Hopa! Ochelărei!
ochelarul, ui. Ochelari de aia vechi, iată, bă, nu pot să scot. Aia nu era, să mai la coada la ochelari. Ei, ce fain e, uite la ei. Ochelari de aia vechi, cum vezi în filme, știi? Cu monoclu. Uite, mă, ce, ce? Cred că-s făcute din sârmă. Asta e de pus după urechi. Da, e, asta e sârmă. Ce ochelari fain. He, he, oare cum i-ar sta cu ei? Ia să mă pun, pun un pic, să ne uităm. I-am pus pe ochi, nu văd mica bine ei, pentru că totuși eu văd bine de câte știu, dar cam așa se vedea. Nu văd, nu văd, deci eu, cu ăștia încă numai de citit, uite, aici văd clar, că mai încolo așa tot o ceață. Ce fain erau ochelarii ăștia, bravo lui, la cine au purtat, faină treabă făcut. Punem ochelarii înapoi. Ia să vedem ce mai este pe aici, nu știu ce a fost asta. Periuțe de dinți, un creion. 3 radiere, o pensetă, ce asta? Ceva unealtă de cloșetat, ceva, uite aici, ceva, cred că coseai piele cu asta sau ceva. Năsturei. Trebuie să-mi tai unghiile, vai ce unghii am. Capse. Factură electrică. Bun. Bun, să vedem ce mai este pe aici. Carnetul colectivistului, sper că nu ți-am trecut de nume. Nu? A, v-am zis eu că domnul s-a ocupat cu... Stai, stai, o dupi mâine cu apicultură. Da, 1986. 1986, cum se mulțește? Cred că, ia, notițele personale ale domnului, uite, în 87, când aveam eu un an. 88, ei, mamă, deci istoria, asta trebuie să țin asta. Mai e pe aici ceva, năsturei, năsturei. Sasalia de chinești, miroase, mentolată. Da, setarul cu măruncișul are oricărui om. În fiecare avem acest setar. Apurile electrica, bun. Un scoci, o radiere, uite, un creion frumos. Ce mic e. Dai seama că noi acum aruncăm creion de un metru și ăștia aruncă, țineau săracii tot de ce aveau. Nu știu de la ce e asta, uite, asta nu știu de la ce e. Nu mai nimic aici, nu. No, mi-a plăcut și sertarelul, hai să punem înapoi la loc. Dacă mai știu cum să pun. Și acum revenim puțin la sobă, da? La soba de teracotă, de cărămidă mai bine. Asta e lerul. Nu, mă, nu o țin, că nu pot să țin noi prea urât, îmi pare rău. Acum, cred că aici te puneau lemnele și acolo iar lemne, nu? Nu-i, nu-i, nu-i de păstrat, nu. Din păcate. Ia să vedem aici. Ușa. Sunt lemnuțe înăuntru încă. Nu, nu, nu păstrez, e foarte ruginită. Bine, voi păstra fierile astea frumoase, da? Cei, cei fontă și fier forjat. Să păstrez. Uite acolo să păligă, îi s-a rupt coata. Câte ochiuri avea soba aia, să vedem. Una, două, două ochiuri. Dar nu, ce să faci cu ea? Și burlanele astea scopte, le aruncate afară, deci cât mai urgent. Ce mi-e ciudă că, uite, o dați și pe tavan cu tencuial aici, pe grindă, vedeți? O mai trebuie să mă pun eu să curăț aia. Eu acolo vopsit. Să văd, asta nu are sculptură din aia. Ba, are sculptură. Ce fain, că fiecare cam are, are sculptură. Și nu știu dacă firele de curent sunt din cupru sau din aluminiu, asta nu știu. Ar trebui să mă uit, că dacă sunt aluminiu, trebuie să schimb tot curentul în casă. Toată instalația de electrică. Uite pe cine avem acolo în poză. Pe domnul Ileliescu. Ce tare. Vedeți acolo în poză? L-a pus acolo pe oglindă. No, cam asta e cu căsuța. Am arătat și am găsit pisertare. Și peisajul filmarea toată. Și soba trebuie dărâmată. L-a fost un pat acolo la verde. Nu am ce face cu ele, doar voi folosi scândurile. Vă mulțumim încă o dată că vă urmăriți și mă bucur că împărtășesc cu voi această descoperire și această achiziția căsuței părăsite. Să aveți o iarnă așa de faină ca aici la munte, ținutul pădurenilor. Și să ne vedem cu bine. Și după cum am zis, orice comentariu e foarte important. Uite aici urmele mele mai înainte, cum am trecut prin zăpadă. Deci că a fost Moș Crăciun pe acolo. La revedere!